În cadrul vizitei, ierarhul a fost însoțit de înalt preasfințitul Calinic Arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului. Când a pășit în lăcașul sfânt, înalt preasfinția sa a rămas uimit de fresca în tehnica mozaic ce înfățișează chipurile celor sfinți. E foarte bine gândită. Vorbesc de stilul arhitectonic, mă impresionează mozaicurile, bolțile, cupolele și de asemenea acest iconostas. Iar Maica Domnului de pe cupola altarului este de-a dreptul impresionantă. Deși se află la prima vizită în județul nostru, înalt preasfințitului i-au plăcut foarte mult peisajele și zonele frumoase din Argeș. Sunt pentru prima oară aici și de asemenea în eparhia Argeșului. Am mai vizitat Curtea de Argeș prin anul 1973, când am încheiat cursurile Seminarului Teologic din Cluj-Napoca. Înalt preasfințitul Irineu este arhiepiscop al Alba Iuliei din 5 iunie 2011, când a fost întronizat în cadrul unei slujbe oficiate de un impresionant sobor de preoți și ierarhi. În puținul timp pe care îl mai are la dispoziție, înalt preasfinția sa va vizita mai multe lăcașuri de cult din Argeș.